Nervii bucureștenilor au fost întinși la maximum în această dimineață din cauza grevei angajaților Societății de Transport București. Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele au rămas în depouri, astfel că cei care au trebuit să ajungă la serviciu sau la școală au fost nevoiți să apeleze la alte mijloace de transport. Metrorex a introdus în circulație toate trenurile disponibile pentru a prelua călătorii. Mulți dintre bucureșteni au optat însă pentru taxi sau companiile de ride-sharing, astfel că tariful acestora s-a triplat. Bicicleta a fost una dintre metodele de transport alternative la care bucureștenii au apelat în această dimineață pentru a ajunge la locurile de muncă. Totul după ce au așteptat timp de minute bune în stațiile de autobuze și tramvaie, doar pentru a constata că acestea nu mai vin. Miile de oameni afectați de greva setebiștilor au putut să apeleze și la metrou, taxiu, ori să comandă o mașină prin intermediul aplicațiilor mobile. De precizat însă faptul că prețurile la companiile de ride-sharing au explodat. Pentru o cursă de aproximativ 10 km din cartierul militar până în cartierul Iancului, clienții taximetriștilor au achitat 90 de lei, iar pentru o cursă din militar până la aeroportul Otopen, tarifele au ajuns chiar și până la 170 de lei. Pe dumneavoastră, cum v-a afectat greva aceasta? Numai pe mine, pe toată lumea, pe toți care au servici, care merg, uite, soția a sunat și nu s-a mai putut duce la servici. Și nu sunt prea departe. E foarte dificil. În primul rând că nu s-a anunțat nimic, majoritatea, nu știu, nu stă toată ziua cu ochii în televizor. Și apoi totul trebuie organizat sau ceva, cel puțin trebuia să meargă un sfert din capacitate, măcar lumea să deplaseze. Nu, e un dezastru. Cum v-ați descurcat astăzi? Pe jos. Până în drumul taberei la Cetatea Histrie, că am fost la doctorul de familie. Greva intervine pe fondul nemulțumirilor sindicaliștilor, care cer demisia directorului companiei și măriri de salarii. Primarul capitalei Nicușor Dan susține că acțiunea de protest de la STB este ilegală din cauza faptului că este în vigoare starea de alertă. El a adăugat că a depus deja o acțiune în instanță și a subliniat că, fiind vorba despre un serviciu public, chiar dacă organizarea grevei ar fi fost legală, tot ar fi fost necesară asigurarea activității STB la o treime din capacitate. Nicușor Dan a mai afirmat că a făcut toate eforturile pentru a ține în viață această societate, care era la limita falimentului atunci când el a preluat mandatul de primar.